această dimineață, așa cum știți, dacă ați fost atenți la programul care a fost anunțat pentru conferința noastră, astăzi ne vom uita la Marea Trimitere, vom fi în Matei, capitolul 28. La sfârșitul Evangheliei după Matei avem acest paragraf care de mulți este intitulat Marea Trimitere sau Marea Sarcină sau Marea Poruncă. Permiteți-mi ca să citesc acest pasaj, Matei 28, la versetul 18 la 20. Am să-l citesc în două traduceri diferite, deși voi folosi noua traducere. Reșinea Dumitru Cornilescu spune în felul următor: Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Noua traducere este extrem de asemănătoare, cu mici diferențe de nuanță, care eu cred că sunt ajutătoare. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Minunate cuvinte din gura Mântuitorului nostru. Această dimineață vreau să ne uităm la acest scurt pasaj și vreau să fiu cât de operativ și succint posibil. Probabil că mulți dintre noi suntem obosiți după atâtea zile de învățătură, dar vreau ca să culminăm toată această învățătură despre biserică, uitându-ne la acest pasaj care ne arată care este trimiterea, misiunea bisericii, așa cum a lăsat-o Domnul Iisus Hristos pentru noi. Vă propun ca să urmăriți cu mine structura pasajului. Voi menționa care cred eu că sunt câteva puncte principale în acest paragraf și să urmăriți cu mine și vreau ca să ajungeți să le vedeți din text și să le înțelegeți din text. În primul rând vedem că Domnul Iisus Hristos vine și ne arată care este mandatul acestei porunci. De ce El are mandatul ca să dea această poruncă? După aia vedem porunca propriu-zis, da? Vedem porunca enunțată și explicată. Vom vedea că Domnul Iisus Hristos nu ne dă așa o poruncă generică, este extrem de specific în ceea ce El vrea de la ucenicii Săi, în ceea ce El vrea de la biserica Lui. Și în ultimul rând, vedem care este promisiunea care vine cu această poruncă. Mandatul poruncii îl avem chiar la începutul acestui paragraf, în care Domnul Iisus spune: toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mandatul Domnului Iisus Hristos începe cu identitatea Domnului Iisus Hristos. El se identifică, da, vedem încă din versetul 18, persoana cu care avem de-a face este Domnul Iisus Hristos. Dacă citim Evanghelia după Matei, vedem că ne aflăm imediat după învierea Lui, și se confirmă lucrul acesta că este El, este Iisus Hristos care a murit și acum este înviat. Mandatul Lui, autoritatea aceasta despre care El vorbește este strict legată de persoana Lui. Ea derivă din persoana Lui. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit în acest fel. Da? S-a identificat și s-a autentificat. A zis: eu sunt capabil, am tot dreptul ca să dau această poruncă. Întrebarea la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă este: cine este acest Iisus? Cine este acest Iisus care dă această poruncă? Cine este acest Iisus care are autoritatea să dea această poruncă? Tema centrală a Evangheliei după Matei este un răspuns la această întrebare: cine este Iisus? Și răspunsul evanghelistului Matei este că Iisus este Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. Dumnezeul etern care vine să locuiască în mijlocul poporului Său prin persoana Domnului Iisus Hristos.
Încă de la începutul Evangheliei vedem această tematică în dezvoltare. Matei 1 cu 23 spune: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Nume care, tălmăcit, tradus, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Acest verset în introducerea Evangheliei este începutul unei paranteze tematice care ține până la sfârșitul Evangheliei după Matei, unde în textul nostru, Matei 28 cu 20, vedem: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și se încheie paranteza aia. Începe cu această identitate a Domnului Iisus Hristos, a Dumnezeului care este cu noi, Emanuel, și se încheie această paranteză cu Dumnezeu care este în persoana Domnului Iisus Hristos cu noi până la sfârșitul veacului, da? Dacă începutul Evangheliei după Matei ne arată împlinirea incipientă a acestei promisiuni minunate, Dumnezeu este cu noi, nu doar că Dumnezeu este de partea noastră, ci Dumnezeu este cu noi. S-a întrupat și fizic a venit în persoana Domnului Iisus Hristos să locuiască printre noi, da? Cuvântul s-a făcut carne, s-a făcut trup. Concluzia Evangheliei ne arată că această promisiune este permanentă. Este permanentă. Domnul Iisus Hristos nu doar a fost cu noi pe pământ 33 de ani și după aia a fost cu noi cumva, nu știm cum, vom vedea că a fost, până la sfârșitul veacului, dar El este permanent cu noi și va fi permanent cu noi până în veșnicie și în veșnicie. Evanghelistul ne ajută să contemplăm identitatea corectă și totală a Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, am văzut, începe prin această afirmație că Dumnezeu este cu noi. Cum se realizează această minune, da? Cum se realizează această prezență a lui Dumnezeu în modul acesta foarte deosebit? Se realizează prin întrupare, prin nașterea Domnului Iisus Hristos prin Fecioara Maria. Matei afirmă identitatea completă, adevărată a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Matei atestă identitatea Domnului Iisus arătând puterea Domnului Iisus Hristos, arătând, confirmând aceste lucruri, arătând aceste lucruri prin minunile care le face, prin Evanghelia și prin învățătura care o dă. Iar apoi confirmând această identitate a Domnului Iisus Hristos ca și fiind Dumnezeu prin moartea și învierea sa. Pentru evanghelistul Matei este deosebit de înțeles că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu care este cu noi. Nu doar un oarecare om, nu doar un potențial mântuitor, nu doar un învățător, ci Dumnezeu care a venit în mijlocul nostru. De două ori în Evanghelie, Evanghelia după Matei, auzim glasul lui Dumnezeu Tatăl care ne afirmă identitatea Domnului Iisus Hristos ca și fiind Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit, ne spune în Matei 3 cu 17 și 17 cu 5. Și ni se arată că acest Dumnezeu etern, creator, acest Dumnezeu infinit s-a întrupat. A luat carne asupra Lui în persoana Domnului nostru Iisus Hristos și nu este doar Dumnezeu, Domnul Iisus, ci este om. Evanghelia începe cu genealogia Domnului Iisus Hristos, arătând pentru noi că Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei ca să aducă în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos prin Fecioara Maria în persoana Domnului Iisus. Începe cu conceperea imaculată, cu nașterea sa, cu ispitirea sa, toate aceste elemente sunt acolo pentru noi să înțelegem că avem de-a face cu un om. Dar cu un om care este Dumnezeu întrupat. Dacă nu avem această înțelegere completă, adevărată, a Domnului Iisus Hristos, nu înțelegem cu cine stăm de vorbă. Nu înțelegem cine ne vorbește. Nu înțelegem cine ne poruncește aceste lucruri. Nu înțelegem de ce El poate ierta păcatul. Nu înțelegem de ce El poate să mântuie. El este Dumnezeu care este cu noi. În al doilea rând,
Vedem nu doar identitatea Lui, ci vedem autoritatea Lui. Autoritatea Domnului Iisus Hristos provine din identitatea Domnului Iisus. Domnul Iisus nu are autoritate doar pentru că i s-a delegat. Domnul Iisus Hristos are autoritate din motivul că El este Dumnezeu. Și dacă este Dumnezeu, atunci are autoritate totală. Altfel ar trebui să ne întrebăm de ce să ascult de acest om. De ce să ascult de acest om? Doar pentru că a fost un mare învățător? Doar pentru că a făcut ceva minuni? Sunt tot felul de oameni care pretind că au făcut minuni. Evanghelistul Matei vrea să ne arate și să ne dovedească că acest Iisus este Dumnezeu. Și de aceea are această autoritate. Nu trebuie să ascultăm de Domnul Iisus Hristos doar pentru că este un mare învățător. Ci pentru că acest om, Iisus Hristos, este Dumnezeu întrupat. Fiul adevărat și etern. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Care a coborât din slavă să locuiască printre noi și să răscumpere prin sângele său pe cei ce se încred în el. Este deosebit de important să înțelegem adevărata identitate a Domnului Iisus Hristos pentru a înțelege adevărata autoritate a Domnului Iisus Hristos. El a venit să mântuie și El a venit și să judece lumea după dreptate. Învățătura Domnului Iisus, minunile Domnului Iisus, moartea și învierea Domnului Iisus atestă că acest om este Emanuel. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu întrupat, Dumnezeu în mijlocul nostru, ci nu un simplu om, nu un simplu învățător. Și asta îi dă toată autoritatea. De aceea trebuie să ascultăm de Iisus, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeul etern întrupat. În Matei 17:5, unde avem cea de-a doua declarație a lui Dumnezeu, Tatăl, despre Fiul, spune în felul următor: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. De El să ascultați. Scriptura ne arată că El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Și că va judeca lumea, pentru că este dreptul Lui să judece lumea. Un drept veșnic. Să judece o creatură, o creație răzvrătită, pentru că este Dumnezeu Creatorul. Cu drepturi depline asupra creației sale. Dar și cu drept de a ierta, de a mântui pe toți cei ce se încred în El, pentru că El este Dumnezeu Creatorul care s-a întrupat și a plătit cu viața sa plata păcatului. El nu iartă, mi-a plăcut foarte mult cum a zis de multiple ori fratele Andrei, pur și simplu Dumnezeu te iartă, așa. Fratele Andrei zice, dacă cineva crede așa ceva, e aberant. E blasfemie, Dumnezeu nu pur și simplu iartă așa. A, acum bieții. Am auzit pe internet o predică, mi-a trimis un coleg, aveam o discuție și l-am întrebat, zic, care să... predicatorii tăi favoriți, de unde te hrănești tu, de unde, ce mai citești, ce mai... A, zice, este unul, îmi place foarte mult, de la Elevation Church din America, Stephen Furtick. Păi, cum predică ăsta, cum... Zic, măi, ăsta e cam eretic, din câte știu eu. Și m-am pus să ascult ceva predic și are o predic în care el explică că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, încât și-a încălcat legea să ne mântuiască. N-am mai ținut cont de nimic. Așa de mult te-a iubit Dumnezeu, zice nebunul acesta. Zice, gândește tu, zice, ca și părinte, când se îmbolnăvește copilul și trebuie să te duci cu el la spital urgent, mai ții cont de limita de viteză, mai ții cont de legi? Nu încalci toate legile! Asta a făcut Dumnezeu pentru tine. Blasfemie! Blasfemie! În dreptatea Lui, singurul lucru care putea să facă Dumnezeu cu un păcătos, dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi murit pentru acel păcătos, este să-L trimită în iad. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, are dreptul de a judeca,
Pentru că El este Creatorul și toate sunt ale Lui și orice făptură care a păcătuit împotriva Lui Dumnezeu trebuie să fie judecată după dreptatea Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos are dreptul de a ierta pentru că a dat jos slava Lui de Creator și de Judecător și a urcat pe cruce și a plătit prețul păcatului care doar El o poate plăti. El are toată autoritatea pentru că El este Dumnezeu și El este om, El este Creatorul și El este Mântuitorul. Identitatea Lui îi dau autoritatea Lui. În al doilea rând, haideți să privim la porunca din acest pasaj. În primul rând, vedem că Domnul Iisus Hristos enunță această poruncă. Avem în forma ei scurtă. Porunca propriu-zis este doar atât. Duceți-vă și faceți ucenici. Asta este forma cea mai simplă. Dacă ne uităm la versetele 18 la 20, așa cum o numesc cei mai mulți, marea trimitere sau trimitere sau, mai bine spus, porunca lui Dumnezeu, că nu este doar o sugestie. Este un imperativ, este o poruncă a Domnului Iisus Hristos. Porunca propriu-zis este aceasta. Duceți-vă și faceți ucenici. Ceea ce urmează imediat după această poruncă este o serie de calificări și explicări la această poruncă. Fratele Andrei ne-a explicat aseară foarte frumos despre predicarea expozitivă și despre studiul care trebuie să existe în predicarea expozitivă și cum trebuie să căutăm propozițiile sau clauzele principale și să vedem care sunt independente, adică stau pe propriile picioare și care sunt dependente sau secundare, da? Interesant e că noi, cred că la partea asta avem metode similare, dar eu întotdeauna am predici în 5 puncte, el are în 25 de puncte. Deci undeva avem ceva diferențe. Mi se pare că partea de interpretare e extrem de similară și partea de expoziție e foarte diferită. Dar asta e bine pentru voi. Pentru că puteți privi adevărul Scripturii expus în diverse feluri. Și să vedeți chiar dacă sunt 25 de puncte sau 5 puncte sau 3 puncte sau câteodată este doar un punct, până la urmă există un singur adevăr. Și când acela este prezentat, chiar dacă este prezentat în diverse feluri, el este adevărat. El este adevărat. Și fratele Andrei ne explica seară că dacă facem acest exercițiu, vom vedea ceea ce este principal, ceea ce stă de la sine și ceea ce sunt secundare. Da? Dacă ne uităm la acest pasaj, vom vedea că porunca, duceți-vă și faceți ucenici, este de la sine stătătoare. Rămâne în picioare, singură, fără problemă. Poți, dacă o zici cumva, du-te și fă ucenici, da? Măcar atât, poate nu știi ce înseamnă să faci ucenici și așa mai departe, dar ai înțeles porunca, da? Pe când, din toate neamurile, botezându-i, hai că și botezându-i poate că ar merge, dar nu prea, de la sine, și învățații, iarăși, sunt cumva dependente de prima parte. Porunca propriu-zis e duceți-vă și faceți ucenici. Ceea ce urmează secundar este, ok, ce înseamnă asta? Unde să te duci? Ce să faci când ajungi acolo? Ce înseamnă a face ucenici și așa mai departe? Și astea se leagă împreună. Porunca nu este, ca să înțelegem mai clar diferențele, porunca nu este doar botezații. Da? Nu poți să iei orice parte din acest paragraf și să zici asta e porunca, nu? Porunca este duceți-vă și faceți ucenici. Și ce urmează este o explicație a poruncii. Dacă cineva zice, eu împlinesc marea trimitere, ce faci? Eu mă duc și botez oameni. Ai ratat ceva. Da? Sau eu împlinesc marea trimitere, ce faci? Eu dau învățătură. Ai ratat ceva. Da? Trebuie să te duci și să faci ucenici care este explicat după aia de Domnul Iisus Hristos. Da? Botezul doar în sine sau învățătura doar în sine nu este porunca. Sunt metodele sau este împlinirea sau culminarea poruncii. Porunca este, în forma cea mai simplă, duceți-vă și faceți ucenici. Ce este implicat? Hai să despicăm un pic și această poruncă. Pe în primul rând, trebuie să te duci. Zice, duceți-vă și faceți ucenici. Și vedem că apostolii și ucenicii la biserica din Ierusalim au avut o problemă cu a împlini prima parte din poruncă, nu? Ei făceau ucenici, ei dădeau învățătură, ei botezau, toate lucrurile astea le vedem la începutul
Faptelor Apostolilor, nu-i așa? Dar ce nu făceau? Nu se duceau. A trebuit Dumnezeu, în providența lui suverană, să îi împingă un pic. Și atunci s-a dus. Și au împlinit porunca. Trebuie să te duci. Prima parte este duceți-vă. A doua parte este trebuie să faci ucenici. Și vom vedea imediat că această activitate de a face ucenici este explicată, este calificată de Domnul Iisus. Nu poți fi ascultător față de porunca Domnului Iisus Hristos dacă pur și simplu stai. Pasiv. Nemișcat. Nu te deplasezi. Nu te deranjezi. Păi, ești ascultător. Ce faci? Nu fac nimic. Unde te duci? Nu mă duc nicăieri. Cu cine vorbești? Nu vorbesc cu nimeni. Cum ești ascultător față de porunca care spune duceți-vă, mergeți! A doua parte este faceți ucenici. Trebuie să te duci și trebuie să faci ucenici. Primul lucru care face Domnul Iisus este să califice această mare poruncă. Este foarte atent să fie extrem de bine definită. Marea poruncă, marea sarcină sau marea trimitere pentru Biserica lui Hristos este una de mobilizare cu scopul de a face ucenici, iar ținta acestei activități sau limita acestei activități este bine definită și anume din toate neamurile. Dacă îmi pune întrebarea, Doamne, până unde să mă duc? Sau noi, biserica ta, când ar trebui? Unde ar trebui să ne oprim? La cine ar trebui să mergem cu Evanghelia? La cine ar trebui să mergem să încercăm să-i facem ucenici? Domnul Iisus spune, din toate neamurile, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Da? Lucrurile acestea, dacă vedeți în limba greacă, de fapt, ele sunt inversate. Duceți-vă și din toate neamurile faceți ucenici. Da? Este o calificare. Nu faceți ucenici doar aici. Trebuie să mergeți, să ajungeți la toate neamurile și peste tot să faceți ucenici. Biserica, cred că a ratat și în ziua de astăzi lucrul acesta. Dumnezeu a intenționat să-și răscumpere un popor din toate neamurile, din toate etniile, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și să aplice acea răscumpărare prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin vestirea Evangheliei și ca instrument a instituit biserica sa, care are responsabilitatea să meargă la toate neamurile. Nu există o biserică locală a lui Hristos care să nu aibă o misiune globală. Nu există. Nu există creștini adevărați care să spună noi facem ucenici aici, între astea patru ziduri, sau câte avem aici? Trei numai, că suntem la un colț, da? Și noi ne îndeplinim. Suntem patru? Patru ziduri. Se putea face numai cu trei dacă stâlpul nu era acolo. Da? Noi ne îndeplinim misiunea. Cum ne îndeplinim misiunea? Unde am mers? Unde mergem? Unde facem ucenici? Pentru că noi aici ne facem ucenici noi pe noi. Nu, noi suntem deja ucenici. Da? Noi suntem deja ucenici. Există, vom vedea imediat, un aspect al uceniciei care este continuu. Dar odată ce ești ucenic, trebuie să te duci să faci ucenici. Și asta înseamnă să te deplasezi, să te duci. Nu există o biserică a lui Hristos care să-și poată permite să stea pasivă. Toți avem o responsabilitate globală. Este misiunea bisericii să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Da, frate, dar aia e responsabilitatea bisericii universale, globale, catolice. A cui e responsabilitatea? Ce fel de biserici există în Noul Testament, fraților? Locale, da? Hristos și-a răscumpărat o biserică, adică o adunare invizibilă, un trup, un popor, dar el se manifestă doar prin congregații locale. Porunca aceasta este pentru fiecare biserică locală. Noi avem responsabilitatea să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Noi suntem responsabili pentru toate etniile. Pe noi ne va întreba Hristos. Ai împlinit marea trimitere, marea poruncă. Se discută foarte mult acum despre
tactici, metode de a-ți crește biserica. Și toți experții spun că este foarte important să ai pentru biserică un scop definit. Și scopul acela să reflecte caracterul și natura bisericii tale și demografica din biserica ta și să fie un scop unic, mai diferit decât alte biserici, ca să atragi oamenii la tine. Scopul bisericii este definit de Scriptură. Scopul bisericii este să meargă în toată lumea și să facă ucenici, vestind Evanghelia, botezându-i în numele Domnului Iisus Hristos și învățându-i să păzească tot ceea ce El a învățat. Ăsta e scopul oricărui biserici a lui Hristos. Când auzi bisericii astea, noi avem scopul ca să facem dreptate socială și nu știu ce, am înțeles. Sunteți un club social foarte frumos, nu sunteți biserica lui Hristos. N-aveți nicio treabă cu trimiterea, cu porunca, cu sarcina care a lăsat-o Hristos bisericii. Nu există o biserică locală a lui Hristos care își poate permite să discrimineze în baza naționalității, etniei, clasei sociale sau altceva. Nu există așa ceva. Este extrem de îndurerat când aud, de exemplu, despre congregații care s-au format de romi pentru că au început, s-au convertit romi la baptiști sau la penticostal români și la un moment dat li s-a spus, ar fi bine să mergeți voi să... Știi, vă trimitem noi un frate, mai predică de când în când, dar ar fi bine să vă faceți voi o bisericuță undeva. Am avut o discuție la un moment dat cu un frate rom și l-am întrebat, măi, explică-mi și mie fenomenul ăsta. Voi acolo la biserica voastră de rom, voi vă închinați în altă limbă, în țigănește sau nu știu cum e, nu suntem. Nu, frate, în românește, zice, tot de la biserica de unde ne-au trimis afară vin păstori. Pentru că n-am înțeles. Deci ei trimit oameni să vă predice în românește, dar voi nu vă puteți închina cu ei? Asta este anti-evanghelie, fraților. Domnul Iisus Hristos a murit să răscumpere un popor din toate etniile. Români, maghiari, romi. Și a trimis biserica lui să facă ucenici din toate etniile. Discriminarea asta care există, inclusiv în România, este antiteza Evangheliei. Rețin o discuție avută cu ani în urmă pe tema potențialelor acțiuni de a atinge cei din societate care poate sunt mai puțin înzestrați, care au mai multe nevoi. Și vorbeam despre faptul că am putea ca să oferim, de exemplu, câte o masă pe zi. O ciorbă. Să mergem la primărie și să cerem o listă, să facem un anunț și toți cei care au nevoie, în limita în care este capacitatea pe care o putem oferi, nu aici, să fie foarte clar, să nu se supere fratele Ciprian, nu noi aici. Am putea face și noi așa ceva. Și în timp ce oamenii aceștia săraci, sărmani, bătuți de soartă, cum îi descriem noi românii, își mănâncă ciorba, noi am putea să le vestim Evanghelia. Și un frate a venit cu o obiecție și obiecția era, frate, dar dacă ăștia încep și vin la biserică, ei ce pot contribui aici? Realmente m-am mirat că nu l-a trăznit Dumnezeu pe loc. Adică în mintea lui, el avea identitatea, imaginea demografică, socială a unui membru dorit. Mă, pe ăsta l-ar putea mântui Dumnezeu. Uite ce băiat de treabă, are și un job bun, da, câștigă 30 de milioane. Îți dai seama, dacă dă și zeciuia, lasă că-i ține niște predice despre zeciuia, aia 300 de lei la buget, crește salarul la păstor. Asta nu e de la Dumnezeu. Asta nu este Evanghelia. Evanghelia trebuie vestită la toate neamurile, la toate clasele sociale, la toate nivelele de educație, fără excepție, fără discriminare. A, păi frate, parcă văd obiecțiile, da? Păi frate, tu ești calvinist. Tu crezi că Dumnezeu alege pe cine vrea El? Da, Dumnezeu alege! Noi nu suntem Dumnezeu! El alege după buna plăcere a voii sale. Eu n-am voie să discriminez. Liber am primit, liber trebuie să provodesc Evanghelia. Să ne fie rușine.
nouă, în România, lăsăm, a, da, astea, problemele astea cu discriminarea în America, acolo, cu sclavii, cu așa, civil rights, nu știu ce, noi în România, creștinii din România, încă avem o mare problemă cu discriminarea când vine vorba la vestirea Evangheliei. N-a fost, la un moment dat, așa și între noi anumite discuții pe tema asta. Mai în glumă, mai în serios. Când am abordat problema asta bisericilor de rom și mi-am zis, a, frate, ușor de spus pentru tine acum, dar când îți vin 30 dintr-o dată în biserică, ce faci? Îi poftesc lângă mine! Haideți aici în față, lângă fratele păstor! Ei, da, frate, da, dacă miros un pic. Dar ce? Cum am mirosit eu pentru Dumnezeu? Cum pute păcatul meu înaintea lui Dumnezeu? Da, da, ce faci cu asta? Nu știu, le oferim o baie, uite, un duș. Fratele Levi, tata zicea, Evanghelia nu doar că mântuie, civilizează. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Aceasta este misiunea bisericii, să meargă să vestească Evanghelia. În Matei 24:14, Domnul Iisus Hristos din nou ne arată lucrul acesta. Evanghelia aceasta a împărăției va fi provăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. În Isaia capitolul 52, care e mult mai puțin citat decât Isaia 53, înainte să avem acel portret profetic minunat a Domnului Iisus, ni se spune, Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Asta este planul lui Dumnezeu. Ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Dacă nu te interesează evangelizarea globală, nu ai înțeles scopul lui Dumnezeu. Nu ai înțeles chemarea ta personală și chemarea ca și biserica locală a lui Hristos. Priviți cum îi deschizi la fapte 1. În fapte 1 este acea întâlnire a Domnului Iisus Hristos înainte de înălțare. Apostolii interoghează pe Domnul Iisus și îl întreabă când va fi instaurată împărăția. Este 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Încă ei aveau niște neînțelegeri teologice, era un creștere. Și rezonăm și noi cu întrebarea lor, nu? Și noi ne întrebăm, Doamne, când vei veni din nou? Când va fi în sfârșit, sfârșitul acestui veac? Când vei fi aici cu noi? Când va fi pe pământ precum în ceruri? Și noi strigăm, vino Doamne Iisuse! Și este bine să ne dorim lucrul acesta. Iisus le răspunde, versetul 7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a părăsit sub stăpânirea sa. De aceea le-a păstrat sub stăpânirea sa. De aceea mă distrez de multe ori când văd toate cărțile astea care tot ies, care încearcă să ghicească anul, ziua în care îi întoarce la Domnul Iisus Hristos. Este aberant. Nu e treaba noastră asta. Noi avem o misiune de împlinit. Da, trebuie ca să grăbim. Și fratele Andrei ne-a explicat ce înseamnă să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Da, trebuie să tânjim ca să fim împreună cu Mântuitorul nostru. Dar noi avem o misiune de împlinit. Bun, care este treaba noastră? Versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. A, bine zic unii. Credeam că nu vom primi nimică. Dar am primit o putere. Toți vor putere în ziua de astăzi, da? Toată lumea vrea putere. Dar oare vor ei misiunea? Porunca? Pentru care acea putere care este dată prin de la persoana Duhului Sfânt vine? Sau ei vor doar puterea? Dar, Doamne, vrem puterea! Nu? Simon Magus. Dar vreau și eu să vă dau bani. Dați-mi puterea. N-ai puterea? Contrafacem puterea, că vin bani. Nu? Creștinismul modern. Ai puteri, vin banii. N-ai puteri? Nu contează, trebuie să ai tupeu. Ai tupeu, vin banii.
Dacă pretinzi ca și individ sau ca și biserică că ești un copil al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, dar singura lucrare evanghelistică este că te mai duci la o seară de stăruință sau la o fraudă și întinare cu tinerii sau organizezi sau ești prezent la o săptămână de evanghelizare și nu cauți să duci Evanghelia până la marginile pământului, începând de la vecinul de vis-a-vis, și limita care este? Toate etniile. Tot pământul. Dacă nu cauți să faci acest lucru, nu cunoști pe Duhul Domnului și puterea care vine prin El. N-ai simțit vreodată acea putere care provine de la Duhul Sfânt? Pentru că acea putere care provine de la Duhul Sfânt vine și cu călăuzirea Duhului Sfânt. Care pune pe inima ta o greutate, o durere pentru sufletele pierdute în această lume. O responsabilitate să mergi și să-ți îndeplinești misiunea care Hristos te-a lăsat-o. Nu numai să stai și să tremuri. Să te dai mai sfânt ca toată lumea. Să mergi și să cauți, să evangelizezi pe toți cei din jurul tău. De aproape, de departe. Biserica Domnului Iisus Hristos a primit o misiune globală și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Trebuie să mergem și să facem ucenici din toate neamurile. Gândiți-vă puțin la felul în care prezintă Domnul Iisus această mărturisire, această evangelizare care trebuie să o facem, această misiune globală evanghelistică. Primul rând vine și spune, trebuie să activați în Ierusalim, adică pe plan local. După aia vizează Iudeea și Samaria, care geografic vorbind s-ar putea considera o regiune, da? Știm asta din istorie, știm asta și dacă numai Noul Testament l-am citit. De ce? Pentru că Domnul Iisus și apostolii lui mergeau pe jos. Mai drept că se mergea mai mult pe jos decât se merge astăzi. Astăzi, dacă trebuie să treci strada, trebuie să urci în mașină, nu? Așa de comoz am devenit. Nu zic de voi, zic de mine. Geografic vorbind, aceste două ar putea fi considerate o regiune, dar etnic, social, religios, pentru iudei era o altă lume. Să uiteau așa, peste ochelari la ei. Cine sunteți? Cine sunteți voi? Erau oameni desconsiderați de iudei. Oameni cum și noi românii avem în România, care îi desconsiderăm. Pe diverse motive. Etnice, economice, nu știu, politice. Ce să-i zic eu la vecinul? Ăla-i PSD-ist. Eu nu știu care e acela de PNL sau ce. Da? Și al treilea rând, global. Până la marginile pământului. De ce atunci atenția noastră, tot timpul nostru, toate resursele noastre, toți banii noștri, ca și biserică, vorbesc de noi. De Biserica Sfânta Treime. Nu de alții, de noi. De ce atunci toate resursele noastre, financiare inclusiv, sunt concentrate doar pe noi? Dacă misiunea este local, regional, global. Noi nici local poate n-am făcut ce ar trebui să facem. Ce să mai vorbim de regional sau de global? Poate nici n-am știut până aseară când am discutat împreună la conferință că 30% din lumea asta nu are acces la Evanghelie. Nu ne-a interesat. Nu ne-a interesat. Nu ne-a interesat că există locuri în România unde oamenii n-au auzit de Evanghelie. Multe locuri. Ați văzut toate interviurile. Înțeleg că mulți dintre ele sunt selectate așa unde îi întreabă pe oameni. Nu știu vieții pe ce lume îs. Nu știu în ce țară trăiesc. Ce să mai știe de Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Ne pasă? Facem ceva?
Dacă de 3 ani de zile, aproximativ, ești prezent în Biserica Sfânta Treime și ești echipat duminică de duminică, miercurea de miercurea, da? Ești echipat, ești hrănit din Cuvântul lui Dumnezeu și nu te duci să fii martor, să faci ucenici, ești în neascultare de porunca Domnului Iisus. E așa de simplu. Ești în neascultare. Dacă, ca și biserică, ne focalizăm atenția înspre noi, dacă toate resursele sunt înspre noi și uităm de o lume care zace în întuneric, suntem în neascultare de porunca Domnului Iisus. Mai avut și noi discuții. Eu sunt de acord. Biserica locală este prioritară. Cred lucrul acesta 100%. Responsabilitatea mea, responsabilitatea fratelui Andrei, este 100% în primul rând față de dumneavoastră. Dumnezeu ne-a pus aici, Dumnezeu ne-a dăruit acestei biserici. Dar am avut și noi discuții. Rețineți, poate, nu trebuie să ridicați mâna dacă ați fost vinovat în discuția asta. Măi, ce? Trebuie să mergeți voi în misiune. Frate Mihai, chiar a fost... Te-ai dus la Timișoara, ai venit de acolo obosit... Nu știu, predica aia de duminică dimineață de când ai venit la Timișoara, sâmbătă, a fost cam slăbuță. Înțeleg că sunt niște frați acolo sau oameni acolo sau ăsta, dar... Nu, ne plac predicile, tu ai venit și era cam adormit. Ce caută Andrei în Suedia sau unde a fost? Ce, n-are? Nu ne poate el predica aici? Nu? Unii v-ați permis să-mi spuneți, alții ați gândit-o. Asta spune în Corinteni, că se vor descoperi tainele inimilor, da? Dacă erați curioși de interpretarea acelui text. Avem câteodată sentimentul ăsta, sau sentimentul ăsta de egoism. L-avem față de familiile noastre, față de biserica noastră. Într-un fel, există o responsabilitate normală, naturală, duhovnicească, să coți de cei din casa ta mai întâi, da? Dar până la un punct... Până la un punct. Eu vă propun ceva. Pentru biserica noastră. Nu vă poruncesc, pentru că nu am găsit nicăieri în Scriptură explicit acest lucru. N-am primit nicio altă descoperire, stați liniștiți. Dar bazat pe călăuzirea care cred că o am și eu și bazat pe lumina cuvântului, eu cred că ar trebui ca și biserică să începem să ne focalizăm gândirea, timpul, resursele, banii, nu doar pe noi. Să ne gândim nu doar la noi. Ce s-ar întâmpla dacă majoritatea resurselor noastre, și noi suntem mici, și neînsemnați, și la bloc, dar ce s-ar întâmpla dacă majoritatea resurselor bisericilor evanghelice din lumea aceasta ar fi focalizate pe afară și nu pe înăuntru? Că până la urmă ce ai nevoie ca să împlinești chemarea bisericii înăuntru este foarte puțin. Ai nevoie de un loc în care să te întâlnești, da? Să te aduni și ai nevoie de niște oameni care să slujească biserica. Unii dintre ei plătiți pentru că au nevoie să trăiască din Evanghelie, da? Și biserica este datoare, după cuvântul Dumnezeu, să-i susțină. Alții n-au nevoie și sunt un dar suplimentar din partea lui Dumnezeu faptul că n-au nevoie. Atât ai nevoie pentru a fi o biserică adunare locală. Cam cât costă asta? Foarte puțin. Dacă bisericile din România, nu vorbesc de alte biserici, din România, și-ar scoate așa bugetele la interval și să vedem pe ce să cheltuie banii, și-ar zice, bun, dar explică mie de ce toate lucrurile astea sunt necesare pentru lucrarea în biserica locală. Păi frate, dar nici nu se putea să nu facem o clădire cu 10 etaje de 50 de metri înălțime. Păi de ce nu se putea? Păi nici nu se putea să nu facem nu știu cum și nu știu cum. Dar de ce nu se putea? De ce e esențial asta pentru lucrarea bisericii locale? Pentru a echipa mădularele trupului, a echipa sfinții să fie pregătiți să facă lucrarea.
să facă misiunea, să facă evangelizarea, să trăiască vieți sfinte în această societate, să proclame adevărul Evangheliei. De ce ai nevoie de toate lucrurile astea? Frate, nu n-ai înțeles care e scopul bisericii noastre. Nu tu n-ai înțeles care e scopul bisericii. Tu n-ai înțeles că biserica n-are nimică de a face cu toate lucrurile acestea pompoase. Și dacă am luat majoritatea resurselor, în România, să lăsăm pe americani, da? Ei îți pierdut săraci. În România, noi, am luat toate resursele care acum sunt îndreptate doar înspre noi, 90 și estimez la 100, și am zice, de acum mergem la misiune locală, la misiune regională și la misiune globală. Acolo ne investim eforturile. Dar frate, atunci nu o să mai avem anexe, nu o să mai avem săl de nu știu ce, nu o să mai fie sală de nuntă atașată la biserică, nu o să mai fie... Da, nu o să mai fie! Și care e problema? Ce s-ar întâmpla dacă ne-am administra resursele în biserică în acest fel? Dacă am împărțit așa, local, regional, global, da? Și am zice, 30% din resursele noastre, da? 33 de bani din fiecare leu care intră în biserica Sfânta Treime, îi cheltuim aici, în Zalău. Să ne plătim slujitorii, să ne plătim curentul, să... Mai cam atât avem nevoie, de fapt. Da? Și 33% regional, misiune la Timișoara, misiune în Suedia, misiune în Congo, nu, hai că Congo nu e chiar regional, da? Dar oriunde aici, în regiunea noastră. Deci noi suntem în Europa, te sui pe Wizz Air, ești oriunde, da? Milioane de români peste tot, deci nu-i problemă. Plus că putem merge și în Anglia, cu engleza mă descurc. Nu trebuie darul vorbirii în limbi pentru asta, m-a învățat Domnul de mic. Ce-ar fi? 33%, da? Acolo. Și 33% pentru misionari globali, care Dumnezeu se cheme de aici, dintre noi. Ar fi ceva? Ar fi o problemă dacă Dumnezeu l-ar chema pe frate Ciprian, pe frate Radu, să zică vreau să mă duc unde n-a mai fost nimeni? Vreau să mă duc cu o echipă de misionari undeva unde nu s-a mai vestit Evanghelia? L-am susține? L-am încuraja? Sau am zis, măi, Ciprian, ai familie. Să te duci tu cu soția și copilul acolo? Să mor tu pe câmpul Evangheliei? Îți trebuie susținere, transport, cazare. Cine o să-ți plătească? Noi! Noi! Biserica lui Hristos responsabilă pentru a misiona întreaga lume. Noi! Atâta discuții în România, de exemplu, sunt de acord, există probleme financiare în biserici, există, de obicei, nu există bisericile care fac atâta tam-tam pe problema asta. Există în bisericile care realmente au probleme, la țară și așa. Financiare sunt un paradox. Să luăm așa, dacă standardul în Vechiul Testament era 10%, era de fapt mult mai mult dacă faceți niște calcule, dar dacă era 10%, da? Și dacă dărnicia creștină, eu nu zic, ca principiu, oare dărnicia asta creștină care e superlativă, da? Vine printr-o lucrare superlativă a lui Dumnezeu în viețile noastre, oare ar fi mai puțin sau mai mult decât 10%? Eu cred că ar fi mai mult. Nu bat apropo acum la caseria bisericii, stați liniștiți. Acum, să facem un calcul. Ai o biserică de 30 de oameni, da? Dacă luăm salariul mediu pe economie și luăm 10% din el, înseamnă că tu ai contribuții la biserică de 3 salarii medii pe economie. Da? Din 3 salarii medii de pe economie poți plăti un slujitor cu mediu pe economie? Poți. Poți plăti și 2. Dacă ai 50 de oameni, ai 5 salarii medii pe economie dărnicie. Dacă ai 100, ai 10. Dacă ai 500, ai 50 de salarii medii pe economie, da? Câte dintre salariile la medii pe economie care ar putea să meargă la un misionar, la un slujitor, la un evanghelist, care chiar să-și facă treaba, nu să... Merg spre misiune, merg spre lucrarea bisericii și câți din banii aia merg spre clădiri,
etc., etc., etc. Știți răspunsul. Știți răspunsul. Suntem deosebit de egoiști. Merg spre tot felul de chestii. Știi, copiii noștri au nevoie de nu știu ce în biserică. Trebuie să le amenajăm nu știu ce. Trebuie să le facem nu știu ce. Trebuie să-i trimitem în tabără și să plătească biserica. De acord, e foarte bine și asta. Trebuie să... Toate lucrurile astea trebuie făcute și nu mai sunt bani, frate. Nu mai sunt resurse. În realitate, vă spuneam, rata de dărnicie creștină, da? Este de 3%. De 3% este media dărniciei creștine. Ce-ar fi dacă noi, în biserica noastră, am adopta un alt model și am privit mai mult spre misiunea din afară decât spre nevoile din lăuntru? Ce-ar fi dacă am încercat să ne focalizăm eforturile noastre personale înspre a îndeplini misiunea care Hristos ne-a lăsat-o și eforturile noastre eclesiale înspre a împlini misiunea care Hristos ne-a lăsat-o? Ce-ar fi dacă mai multe biserici ar face asta? Ce-ar fi dacă toate bisericile ar face asta? Am grăbi venirea Domnului, nu? Cel puțin după escatologia mea. 3. Ea este explicată, da? Această misiune este explicată. Hristos nu ne lasă doar o poruncă generică, nu ne spune doar pur și simplu mergeți și faceți ucenici, nu știți exact ceea ce înseamnă să faceți ucenici, inventați voi. Am văzut că prima dată ne califică aceasta ca fiind o chemare, o responsabilitate globală, multietnică. În același timp ne explică exact ceea ce înseamnă a face ucenici, și anume, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, da? După zilele acestea de conferință despre ceea ce înseamnă o biserică biblică, am putea acum să stăm și să analizăm fiecare cuvânt din acest fragment și să vedem care sunt implicațiile pentru biserică. Dar timpul e scurt în această dimineață și vreau doar câteva lucruri să subliniez. În primul rând, trebuie să fie Evanghelia prezentă. Neapărat trebuie să fie Evanghelia prezentă. Trebuie să fie Evanghelia vestită. Botezul este mărturisirea unei credințe adevărate în Domnul nostru Iisus Hristos, în lucrarea lui Dumnezeu cel suveran, Dumnezeu Tatăl, în lucrarea Duhului Sfânt. Deci, frate, acolo spune numai mergeți și botezați. Nu, mergeți și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta înseamnă că persoana trebuie să cunoască ce înseamnă Dumnezeu Tatăl. Asta înseamnă că trebuie să cunoască cine este persoana Duhului Sfânt. Că este o persoană și nu o putere. Ce face Duhul Sfânt în viața lui? Cum a ajuns să fie născut din nou? Care este lucrarea și persoana Domnului Iisus Hristos? Ce înseamnă că a fost ispășit prin jertfa lui? Ce înseamnă că a fost o jertfă de substitut? O, frate, asta deja e teologie. Nu, asta înseamnă să crezi în Domnul Iisus Hristos și să te botezi în numele Lui. Asta înseamnă, trebuie să fie vestită Evanghelia. Și toată Evanghelia poate fi vestită în 5 minute, foarte rapid și eficient, sau în 50 de minute, sau în 10 lecții, dar Evanghelia trebuie să fie prezentă. Dacă nu este prezentă, fără Evanghelie, misiunea noastră e nulă, botezul nostru e nul, biserica este golită de orice scop și putere adevărată. M-am uitat aseară, cum zicea fratele Andrei, eram obiceiul să zic pe nume, dar voi zice, la evenimentul M-am hotărât, la Oradea, și m-am scârbit. M-am scârbit, nu-i de râs, fraților. Mii de oameni, mii și mii de euro investite. Cuvântul păcat, într-o predică evanghelistică, folosit odată în trecere. Satana râde și Dumnezeu este mânios! Și noi vorbim despre miracolul BBSO și despre succesul evanghelic din România. Poverile erau băgate într-un rucsac. Și hai să-ți ia Hristos poverile! Povara păstorului care predica era că a pus 2 kilograme pe el în greutate. Dumnezeule! Să chem la oameni, să chem pe oameni la pocăință zicând că Dumnezeu îți ia poverile și poverile înseamnă de la faptul că te-ai îngrășat cu 2 kilograme până la faptul că te doare capul sau orice altă povară.
Și să omiți realitatea că cea mai mare problemă este că omul este mort în păcatele lui? Că Dumnezeu trebuie să-l pedepsească pentru faptul că s-a răzvrătit împotriva Creatorului său? Iertați-mă! Mă mir! Că a ars acel club în București și n-a ars evenimentul la BBSO. Mă mir! Că Dumnezeu nu-i varsă din gura lui. Pentru că își bat joc de Evanghelia lui Hristos. Și noi... Într-o asemenea misiune, într-o asemenea evangelizare, lipsită de Evanghelie, nu există posibilitatea mântuirii. Și să chema oamenii. Sunt 40 care se botează. Și în seara asta, dacă răspunzi la chemare, poți fi și tu al 41-lea mâine. Încet, dacă vrei să dai jos 2 kilograme? Mulți dintre voi știți. Eu am avut o operație din cauza că am fost diagnosticat cu cancer. Mi s-a scos tiroida. După ce mi s-a scos tiroida, metabolismul mi s-a dat peste cap, am pus 15-20 de kilograme, nu 2. Și trebuie să mă chinui ca să le dau jos. Știți ceva? 20 de kilograme nu-s povara mea cea mai mare. Lipsă de tiroidă nu-i povara mea cea mai mare. Cancerul din trupul meu nu-i povara mea cea mai mare. Problema mea cea mai mare este că sunt un păcătos înaintea unui Dumnezeu sfânt. Veniți, poverile voastre vă le ia Hristos. Dar dacă mă lasă cu păcatul meu, faptul că mi-a luat poverile nu mă ajută cu nimic. Dacă mă lasă mort în păcatele mele, și fără vina mea ispășită, și fără neprihănirea lui transferată în contul meu, nu mă ajută cu nimic! Este un alt Hristos, un anticrist care este predicat. Și lumea aplaudă. Pocăiții aplaudă. Bine zice Scriptura, voi nu vă pocăiți și nu stați pe alții să se pocăiască. Dumnezeu să ne ierte dacă vreodată am fost și noi vinovați de a vesti o asemenea evanghelie ieftină, falsă de fapt. Evanghelia trebuie să fie prezentă. Nu putem merge doar să botezăm așa alandala. Trebuie să fie o învățătură continuă acestor oameni. Da? Trebuie să învățăm în mod continuu, să avem o acțiune continuă cu un scop. Și scopul este ca ei să păzească această învățătură, învățându-i să păzească. Există un fel de a învăța care este pur teoretic și există un fel de a învăța care duce la o viață trăită după acele adevăruri. Odată ce Duhul Sfânt îi cheamă la viață, ea duce la viață, există o lucrare a bisericii de a face ucenici, de a crește ucenici în mod continuu. Și acea lucrare este distinctă. Nu este doar așa ca un profesor. Știți, diferența, este foarte simplu de știu diferența între o biserică, da? Care face ucenici în mod continuu și una care n-a înțeles nimic ce înseamnă cum să înveți încât ei să păzească. Un profesor la școală își face meseria, merge și spune la copilul tău, copilă, uite, A, B, C, D, E, asta e lecția, da? Nu știi? 4. O mamă care își învață copilul e total altceva. Un tată care își învață copilul e total altceva. Pui tati. A, B, C, D, E. Nu știi, din nou. A, B, C, D, E. Ai înțeles lecția de astăzi? Ce trebuie să cunoști? Ce trebuie să crezi? Cum trebuie să fii? Da, tata, am înțeles. Zice copilul, A, B, calcă pe bec. Ce face tata? 4. Stai jos? Nu. Disciplina? Din nou. Învățătură? Din nou. Da? Trebuie pus la colț un pic copilul să se calmeze? Se pune la colț. Există o învățătură în comunitate, continuă, sub supravegherea celor care ucenizează. Păstorii, prezbiterii, mădularele care se hrănesc reciproc, care duce la ascultare. Și există o învățătură superficială, nepăsătoare. Hristos ne cheamă să mergem să vestim Evanghelia, să botezăm pe cei care
au o mărturisire și o mărturie credibilă și să îi învățăm în mod continuu în așa fel încât să păzească tot ceea ce El a poruncit. Și acea învățătură are un conținut specific. Și anume doar ceea ce El ne-a poruncit. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Nu poți să dai înapoi când sunt anumite aspecte neplăcute. Aici scrie să nu furi, dar vărul meu care e membru în biserică e un hoț. Sar. Aici scrie să nu minți, dar mama, toată lumea știe că e cam mincinoasă. Următoarea pagină. Da? Nu. Tot. Aici scrie predestinare, dar nu le place. De câte ori am avut noi discuții la noi în biserică, voi veniți din diverse medii, da? Unii de la carismatici, unii de la pentecostal, unii de la baptiști, și am avut întotdeauna discuții în care am auzit o frază repetată. Dar frate, noi în atâția ani nu am auzit niciodată. Eu înțeleg, dar uite aici în versetul ăsta scrie. Dar știu, frate, dați de 40 de ani la baptiști în biserică, eu n-am auzit niciodată. Dar știu, dați de 15 ani pocăit la pentecostal. Dar am înțeles, dar eu n-am inventat nimic. Uite, eu citesc numai ce scrie aici. Nici nu-ți predic nimic. Lasă-mă numai să citesc versetul. Ucenicie? Sau s-au oferit să vestească întreg planul lui Dumnezeu? Îndeplinire a misiunii care Hristos a dat-o bisericii? Sau au inventat ei altă misiune? Ca tare altă biserică, nu a lui Hristos. Tot ce v-am poruncit eu, adevărata ucenicie are doar acest conținut. 4. Această, vom depăși puțin, mă iertați, această poruncă este motivată de Domnul nostru Iisus Hristos. Este motivată de El, da? Deci am văzut că este clarificată, este explicată, da? Și acum este motivată, ni se dă o motivație. În versiunea Dumitru Cornilescu, această expresie care am văzut-o în noua traducere, prin urmare, care există între versetele 18 și 19, este absentă. În NTR este inclusă. Eu cred că e foarte bine să fie acolo și pe baze textuale, dar și implicit formularea cere așa ceva. E un logic implicit, da? E o logică la acest lucru ca să avem acest prin urmare. Se discută mult despre motivațiile pentru misiune, pentru evangelizare. Se discută mult despre dragostea pentru oameni și trebuie să iubim pe oameni. Trebuie să iubim vestindu-le adevărul. Trebuie să iubim îndeplinind misiunea bisericii locale așa cum este lăsată ea pe paginile Sfintei Scripturii. Dar în acest pasaj, între mandatul Domnului Iisus Hristos și misiune, este această explicare a motivației care o dă Domnul Iisus Hristos. Și anume, prin urmare. Și motivația Domnului Iisus Hristos este asta. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Motivația? Pentru că cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ ți-a poruncit. Pentru că cel care te-a creat ți-a poruncit. Pentru că cel care te-a răscumpărat ți-a poruncit. Frate, dar eu nu știu dacă am o dragoste pentru oamenii pierduți din Africa. Sau din Giurgiu. Dar te interesează că Dumnezeul suveran ți-a poruncit? Nu știu dacă mă interesează nici asta. Asta ar putea să n-ai nicio treabă. Nici cu dragostea de oameni, nici cu dragostea de Dumnezeu. Domnul Iisus, în acest pasaj, nu zic că în alte locuri nu sunt apeluri la dragostea de oameni, dar în acest pasaj le spune ucenicilor că motivația pentru care ei trebuie să îndeplinească această poruncă este pentru că El, care are toată autoritatea, le-a poruncit. Și această
poruncă vine cu o promisiune. O promisiune care este garantată din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Această prezență a lui Hristos în biserică și cu ucenicii săi este garantată până la sfârșitul veacului. Și atât e garantat. Atât. Prezența sa este promisiunea lui. Nu bani, nu sănătate, nu faimă, nu clădiri, nu mulțimi, nu acolade. Din contra. M-au urât pe mine, vor urât pe voi. L-au persecutat pe el, ne vor persecuta pe noi. Dar în toate acestea, împlinind misiunea lui, mi este garantată prezența lui. Îți este suficient? Sau mai ai nevoie de ceva? Îmi este suficient ca slujitor al Evangheliei sau mai am nevoie de altceva? Sau am nevoie de alte împliniri? Este suficient slava lui Dumnezeu prezentă în viața mea prin prezența Domnului Iisus Hristos lucrată prin Duhul Sfânt sau am nevoie de alte slăvi? Voi de aceea nu puteți crede, spune Domnul Iisus. Și nu vă puteți pocăi pentru că căutați slavă de la oameni. Prezența sa pentru cei care sunt ai lui, pentru cei care îndeplinesc misiunea lui este garantată până la sfârșitul veacurilor. În fiecare zi, îmi place foarte mult traducerile care accentuează asta, în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Minunat construcția respectivă de traducere. Și atunci ce se întâmplă când vine sfârșitul veacului? Nu va mai fi cu noi? Nici de cum. Atunci când misiunea bisericii e împlinită, atunci când va sosi vremea judecății, atunci El va veni și va locui în mijlocul poporului Său pentru veșnicie. Dumnezeu cu noi. Pentru veșnicie. Atunci El va judeca lumea după dreptate, iar toți cei ce n-au fost spălați în sângele Lui, toți cei ce nu sunt îndreptățiți prin jertfa Lui, săvârșită în locul lor, ca substitut pentru ei, toți aceia vor fi aruncați în iazul cu foc pentru eternitate. Și El va locui în mijlocul copiilor Săi. Veșnic. La finalul istoriei, vei putea fi unul din două locuri. Cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, pentru veșnicie, dacă El este Domnul și Mântuitorul tău, dacă înțelegi și recunoști că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu întrupat, Dumnezeul care te-a creat, care are drepturi depline asupra ta, care este Domn și judecător peste tine, împotriva căruia tu ai păcătuit. Drept care ar merita și merită ca eu, păcătosul, să fiu pedepsit cu moartea. Cu o separare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Aia nu înseamnă numai așa că, știi, nu o să mai discut cu Dumnezeu. Aia înseamnă orice lucru bun, orice lucru plăcut, care mi-l pot închipui, provine doar din harul și bunătatea lui Dumnezeu. Absența lui este absența oricărui lucru bun. Cât de rău este acea absență, nu-mi pot imagina. Iadul este mult mai groaznic decât un iaz cu foc. Mult mai groaznic decât niște drăcușori care ne împun. Iadul este noi, fără ceea ce este bun și fără ceea ce este din Dumnezeu și fără harul lui Dumnezeu care face orice lucru bun să existe pentru veșnicie. Un Dumnezeu în fața căruia nu mă pot scuza și nu mă pot îndreptăți pentru că n-am vreun merit sau vreo faptă și nici măcar viața mea nu ar putea plăti pentru păcatele mele, dar în care mă încred. Cred că a coborât din ceruri și a luat trup de carne
a fost în totul ca și noi, dar fără păcat. Și acest Dumnezeu este persoana Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Etern întrupat. A trăit această viață perfectă și desăvârșită, care eu n-am putut să o trăiesc, dar sunt dator să o trăiesc înaintea unui Dumnezeu Sfânt. A murit pe cruce în locul meu, unde a purtat păcatele mele. Asta e întrebarea. Dacă a purtat păcatele tale, nu dacă a purtat păcatele abstracte a lumii. Tot atât dezbatere. A murit pentru lume sau a murit pentru unii? Întrebarea dacă a murit pentru tine. Dacă soluționezi problema arminiană, calvinistă și nu știi dacă Hristos a murit pentru tine personal, nu contează. Pentru că tu te duci în iad. Dacă El n-a murit pentru tine personal, dacă El n-a purtat păcatul tău, dacă El n-a ispășit păcatul tău. Iar în baza jertfei Lui, nu a meritului meu, sunt socotit neprihănit. Și pentru că El a făcut asta, și pentru că a făcut lucrarea asta în viața mea, mă pocăiesc și cred și sunt mântuit. Sau, dacă nu, sunt despărțit de El pentru veșnicie. Iar Biblia numește acest loc iadul, chinul veșnic, cea de-a doua moarte, separarea eternă de Dumnezeu. De ce este așa de greu să le spunem oamenilor acest lucru? Durează 5 minute. De ce putem cheltui zeci de mii de euro și strânge sute de oameni într-un cor, dar nu le putem vesti Evanghelia? Această promisiune nu doar că este garantată, dar ea este realizată deja. Asta este minunea mântuirii care avem. Promisiunea prezenței Domnului Iisus Hristos până la sfârșitul veacului nu este doar o metaforă. Este o realitate spirituală. Domnul Iisus s-a înălțat la cer după ce ne-a dat această mare trimitere, dar asta nu înseamnă că suntem părăsiți. Deloc. Domnul Iisus s-a înălțat, dar Duhul Sfânt s-a pogorât. Și această promisiune este realizată pentru noi de acum. Este realizată prin prezența și comuniunea în inima noastră, care o avem împreună cu Domnul Iisus, care o avem împreună cu Dumnezeu Tatăl, care o avem împreună prin Duhul Sfânt. Biblia ne învață că fiecare credincios adevărat, fără excepție, este botezat de Duhul Sfânt în Hristos. Incorporat în Hristos. Și că fiecare credincios, fără excepție, credincios adevărat, are Duhul Sfânt în el. Și este pecetluit cu Duhul Sfânt ca și o arvună, o garanție a răscumpărării noastre. Și suntem în comuniune permanentă cu Mântuitorul nostru, cu Dumnezeul nostru, până în ziua în care vom fi din nou față în față, împreună cu El. Prin prezența sa spirituală în adunare, atunci când credincioșii se adună în numele Lui, prezența Domnului Iisus Hristos este în mod tainic, în mod spiritual, dar în mod real acolo. Dacă nu crezi că se întâmplă ceva deosebit aici, dacă nu crezi că este o binecuvântare, o prezență, o manifestare specială a lui Hristos, prin Duhul Sfânt, în mijlocul adunării lui Hristos, ce cauți aici? Ce cauți la orice biserică? Spectacol? Show? Uite-te pe YouTube. Dar prezența tainică și spirituală este reală când copiii lui Dumnezeu se adună la oaltă, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său. Prin cina Domnului, care vom serba de seară. Da, într-adevăr un simbol, dar nu numai un simbol, ci un instrument al Harului, o părtășie reală, spirituală, prin care în unison ne hrănim spiritual din jertfa Mântuitorului. Da, ne amintim de jertfa Lui. Da, mărturisim că am fost mântuiți de El. Fiecare dintre noi și împreună alcătuim trupul lui Hristos.
dar în mod real, spiritual, ne hrănim din El. Mâncăm și gustăm cât de bun este Dumnezeu. Hristos ne-a arătat care este identitatea Lui, care este autoritatea Lui, care este scopul Lui pentru biserica noastră și pentru orice biserică a Lui Hristos și care este promisiunea garantată și deja înfăptuită de aici pentru cei care sunt credincioși în El. Dumnezeu să vă facă parte de aceste adevăruri, de această mântuire. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi care suntem ai Lui să împlinim această poruncă întocmai. Amin. Amin.